Super Jupiter, așa se cheamă noua planetă descoperită de oamenii de știință, cu ajutorul celui mai mare telescop spațial lansat vreodată, se află la o distanță de 12 ani lumină de sistemul nostru solar și este de 6 ori mai mare ca Jupiter. Are însă aceeași temperatură ca Pământul. Oamenii de știință au reușit să surprindă primele imagini ale unei planete noi. Deși mai tânără decât Pământul, este incredibil de bătrână și orbitează în jurul stelei Epsilon Indii, la o distanță de 12 ani lumină de sistemul nostru solar. Planeta Super Jupiter a putut fi observată cu ajutorul telescopului spațial James Webb, însă misiunea nu a fost ușoară. Cercetătorii de la Institutul de Astronomie din Germania au fost nevoiți să obtureze lumina stelei pentru a putea identifica planeta. The star is a really exciting star. It's a star that's been known for over 20 years to be accelerating, to be moving based on the gravitational tug of something. We had to do a lot of work to try and figure out exactly what was going on there, why the thing that we were seeing wasn't what we were expecting to see. But in the end, we were able to confirm that it really was the planet that was creating that acceleration. Planeta este de 6 ori mai mare decât Jupiter. Atmosfera este bogată în hidrogen, însă corpul ceresc are ceva în comun și cu Terra. Temperatura este similară. And we also think it's the closest planet outside of the solar system that's bigger than a Jupiter, which is really cool because these really big planets are so great for atmospheric characterization, for being able to study all of the physics and all of the chemistry and all of the formation of how we make such a giant planet. Mișcarea de revoluție a planetei Super-Jupiter în jurul stelei durează între 100 și 250 de ani. Datele colectate de cercetătorii de la Institutul de Astronomie din Germania au fost publicate recent în revista Nature. Telescopul spațial cu ajutorul căruia au fost făcute observațiile a fost lansat în 2021, în cadrul unei misiuni coordonate de NASA și de Agenția Spațială Europeană. Este cel mai mare și mai puternic observator astronomic lansat în spațiu.